Bună tuturor, Cătălina sunt, iar voi urmăriți Loving Podcast. Astăzi discutăm despre sufletele pereche, de aceea am invitat-o pe Claudia Jimeno, care este specialistă în dezvoltare personală și creștere spirituală și care astăzi ne va ajuta să înțelegem ce sunt sufletele pereche și dacă le întâlnim în viața asta sau nu. Claudia, bine te-am găsit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a participa. Mulțumesc și eu, sunt bucuroasă să fiu alături de tine și mulțumesc și pentru invitație de astăzi. Claudia, ce sunt sufletele pereche? Există ele sau este doar un mit? În momentul în care ne îndrăgostim, spunem că ne-am găsit sufletul pereche. Sunt mai multe aspecte care necesită să fie clarificate aici, pentru că există în cultură, nu doar în România și cred că în întreaga lume, mitul acesta al sufletul pereche, în care te întâlnești și exact, totul o să fie da. Bine și ne îndrăgostim. Și... Exact, da. Și trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Da, exact. Și s-a amestecat foarte mult cu miturile romantice, că nu putem trăi unul fără exact, celălalt, da. Că fără suflete pereche nu putem exista fericiți și tot felul de lucruri, pentru că s-a impregnat foarte mult latura aceasta romantică și o neînțelegere sau o nediferențiere a ceea ce înseamnă iubire și ce înseamnă dependență. Okay, deci... Și atunci noi confundam senzația aceea de sufocare dacă nu sunt cu persoana iubită ca iubire, când de fapt este un semn al dependenței din punctul meu de vedere. Un atașament. Un atașament sau dependența mai puternică. Pentru că atunci când noi credem că viața noastră și esența noastră este legată de alta persoană, noi pierdem din autonomia și pierdem din independență. Când de fapt noi am venit ca ființe total independente de celelalte. Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de ceilalți, pentru că avem nevoie de comunicare, avem nevoie de susținere și nu doar, avem nevoie de servicii. Eu nu vreau să fiu și templar și instalator exact, și da. Să clădesc clădirile și așa mai departe. Corect. Cum sunt alte persoane care nu vor să învețe, nu știu, astronomie și exact, fizică da. Cuantică. Sau nu vor să fie profesor de sport sau etc. Deci suntem ființe care avem nevoie să relaționăm cu ceilalți ca să ne completăm cu toții. Însă, ca structura, noi suntem independenți. Da, dar cred că asta cu dependența vine și undeva din copilărie, în momentul în care noi avem senzația că nu putem trăi fără părinți și chiar era adevărat, până la o anumită vârstă nu poți, doar că cumva s-a perpetuat și duce asta și în relația de cuplu. Adică transpui pur și simplu dependența pe care o aveai față de un părinte, o pui în relație cu partenerul de cuplu. Învățam că trebuie să fim dependenți, exact, pentru de cineva, că da. Învățam așa cum noi evoluam ca ființe, cum evoluam de când ne naștem până când devenim adulți și mai târziu. La fel, cred că și conceptele evoluează pe măsură ce noi evoluăm. Și atunci o parte din această evoluție a conceptului despre iubire trece prin dependență. Și atunci, dacă eu pot să fiu fericită când tu nu ești fericită sau când celălalt nu e fericit, noi îl luăm ca un semn de indiferență, când de fapt este un semn de autonomie. Adică, emoțiile mele, viața mea nu depinde de stările celorlalți. Și inclusiv când eu sunt bine și sunt capabilă să mă centrez pe mine, să duc viața mea centrată și fericită, sunt mult mai disponibil, am mai multă energie, mintea pentru mea tine, este da. Mult mai clară ca să pot să ajut persoanele care îmi cer ajutor și care într-adevăr au nevoie de mine. Deci ce trebuie să înțelegem noi este că în momentul în care partenerul sau partenera noastră de cuplu suferă, noi nu trebuie să suferim alături de ea, adică să trecem exact în aceleași stări sau să preluăm starea. Da. Sigur, ne pare rău. Da, exact. Empatizezi, dar nu trebuie să-ți confunzi starea ta cu starea celuilalt. Nu ne mimetizăm cu starea celuilalt, pentru că empatia nu înseamnă să mimetizăm cu celălalt, să suferim împreună. Exact. Empatia înseamnă că eu înțeleg prin ceea ce trece celălalt, fără să mă mimetizez cu ceea ce simte celălalt. Include o stare de detașare. Exact, da. Pentru că dacă eu sufăr împreună cu tine, ne scufundăm amândouă. Așa e. E, de exemplu, dacă cineva este într-un nisip mișcător și eu mă arunc, nu mă bag cu el. Arunc, asta ar fi simpatie, asta ar fi mimetizarea. Da. Rămân afară ca și să pot să, să pot să arunc, nu știu, o frânghie, un băț, să-l trag, exact, dar eu trebuie să fiu în puterea mea
ca să pot să-l trag. Altfel, dacă eu încep să plâng și mă derâm, ceea ce este posibil la marginea nisipului mișcător, da, nu o să pot să-l ajut pe celălalt. Deci empatie înseamnă, pe de o parte, înțelegerea prin ceea ce trece celălalt, prin stările emoționale, dar în același timp o detașare care îmi permite să-mi păstrez autonomie, mm-hmm, și să fiu în contact cu celălalt într-o manieră compasivă. Foarte frumos spus, da, și corect. Și pe lângă asta, cred că din nou este important să înțelegem că dependența pe care o avem, pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt dependenți de partenerii de cuplu, adică nu pot să trăiesc fără tine, dacă pleci 2 ore, deja simt că mi se face dor și toate lucrurile acestea, asta, da, nu sunt iubire, nu? Adică nu e iubirea propriu-zisă. Nu zic că nu include iubire. Include, dar nu este, deci, doar iubire. Deci avem un rezervor care se amestecă mai multe, uh-huh, lucruri. O porțiune e dependența, o porțiune este iubire. Dar senzația aceea de sufocare, că eu nu pot să mă duc undeva singura, mm-hmm, că celălalt nu poate să meargă sau etc., care produce această stare de suferință, sunt semne de dependență, nu semne de iubire. Iubirea eliberează. Fiecare, când se gândește la iubire, că fiecare a fost îndrăgostit cândva, așa, deci e, după, da, 14 ani, sigur, da, cineva a fost îndrăgostit. Da, da. Când ne conectăm cu iubirea aia, corpul se relaxează, începem să zimbim, ochii strălucesc, totul este foarte bine. Deci iubirea întotdeauna aduce o stare de bine. Deci pentru că suferi, este esența universului, iubirea necondiționată este esența universului, este unde s-au gestat toate lucrurile, de unde pornesc toate lucrurile spre viață. Deci iubirea îți aduce starea aia de pot să trec peste orice, uh-huh, pentru că mintea este foarte clară, pentru că toate endorfine, serotonina și în creierul nostru, în corpul nostru, ne ridică ca vibrație. Așa. Avem o aură mult mai mare, de aia senzația aia de plutire. Sunt Da, avem mai multă energie, suntem mai sănătoși, suntem mai fericiți. Deci asta este legat de iubire. Semnele, mm-hmm, că suntem conectați cu iubirea care avem în interiorul nostru. Păi... Și dependența se marchează prin suferință. Nu pot să trăiesc fără celălalt, mi se, mm-hmm, face nod în gât, mi-e frică, nu mă simt în stare și tot felul de alte lucruri prin care trecem. Și s-a ajuns la sufăr din iubire. Nimeni nu suferă din iubire. Da. Suferim pentru că credem că am pierdut iubirea. Suferim pentru că ne imaginăm că iubirea aia sau persoana cealaltă va pleca și eu nu voi putea să am încrederea pe care o am sau nu voi avea viața socială pe care o am cu celălalt sau nu mă voi simți în siguranță, uh-huh, sau etc. Deci suferim pentru aspectele de dependență pe care le avem cu celălalt. Nu suferim de iubire. Dar cumva cred că e important să înțelegem că celălalt nu este iubirea noastră. Adică iubirea este noi. Noi avem iubire în interior, suntem făcuți din iubire. Celălalt este doar declanșatorul care face ca noi să simțim toate acestea. Nu? Adică este oglinda noastră. Oglinda, da, da. Oglinda în care vedem iubirea noastră, oglinda în care vedem ce ne place și oglinda în care vedem tot ce nu ne place. Cred că de aceea în momentul în care pierzi persoana pe care tu ai iubit-o, ai senzația că nu o să mai simți asta pentru altcineva. Pentru că ai să identifici iubirea cu persoana respectivă. Ceea ce nu ar trebui să se întâmple așa, nu? Nu neapărat, pentru că noi credem că este persoana cealaltă cea care ne face fericiți, exact, încresătorii. Da, da, da. Dar noi avem toate acestea în noi. Celălalt doar ne, da, punctează, ne arată noi că noi suntem cei care simțim aceste, exact, lucruri, da, împreună cu celălalt. Așa e. Adică, când eu sunt lângă tine și aura mea cu aura ta se conectează, se conectează în aspectele lor de lumină și se conectează în aspectele lor de umbră. De aceea cele mai mari conflicte, da, apar în familie. Cu partenerul, partenera, părinții și copii. Da? Deci, ne conectăm în toate aspectele noastre și pe măsură ce gândim, simțim, alegem și trăim, aspectele alea se conectează mai mult sau mai puțin. Înțelegi? Nu toți sunt conectați și activi în același timp. Unele vor fi conectați și unele vor fi active sau inactive. Și pe măsură ce ne conectăm cu ei, vom trăi diverse lucruri. Deci suntem noi cei care trăim un lucru, uh-huh, atunci când se întâmplă ceva.
Când aurele noastre se conectează și să zicem că suntem, avem credințe asemănătoare, gusturi asemănătoare, normal că aceste stări, această coincidență va amplifica stările noastre și ne va produce plăcere să stăm unul cu celălalt. Dar nu înseamnă că tu îmi produci mie suferința sau tu îmi produci mie fericirea, ci eu simt asta alături de tine prin conexiunile noastre. Și vis-a-vis de asta, sufletele pereche, că tot a venit vorba despre ele, există ele cu adevărat sau sunt doar, pur și simplu, un mit care s-a perpetuat de-a lungul timpului, că nu putem trăi sau că în această viață trebuie să ne găsim sufletele pereche? Acolo avem de diferențiat două aspecte. Un aspect cultural, care ține că doar cu sufletul pereche putem trăi. Așa. Da. Și un aspect energetic. Pe măsură ce noi, de când am fost creați de Dumnezeu, ne proiectam ca să putem să ajungem în dimensiunea a treia, care este o dimensiune materială în care avem un corp fizic. Deci noi suntem în dimensiunea a treia. Dimensiunea a treia. Și proiecția aceasta se face, se înmulțește în același timp. Că Dumnezeu este unul, au apărut individualitățile care au creat o dimensiune și fiecare s-a proiectat în alte dimensiuni care noi le spunem mai joase. Sunt doar alte dimensiuni prin care experimentam altceva din univers. Când, pe măsură ce ne proiectăm, fiecare ființă din asta mare individuală se proiectează și din fiecare proiecție se proiectează altceva. Da? Este o imagine ca la un arici de mare. Ok. Da? Este o sferă cu mai multe, mai multe proiecții, să zicem. Dar din fiecare proiecție se poate proiecta altceva, care are aceeași vibrație, aceeași energie. Ca sfera din care vin. Doar că proiecția se face în dimensiunile de în care se vibrează mult mai lent. Și atunci se trăiesc alte aspecte din univers. Când ajungem noi în corp fizic, experimentăm laturile fizice. Avem un corp, avem emoții, avem gânduri, avem o minte, care în același timp este conectată cu sursa. Noi nu ne desprindem niciodată de sursă. Doar că uităm. Deci de când s-a creat, să zicem, individualitatea din care venim, în dimensiunea 11, să zicem, toate proiecțiile care se fac în jos au aceeași energie, au aceeași vibrație, au aceeași frecvență. Da? Și când ne întâlnim pe pământ cu cineva din vibrația respectivă, sursa, avem senzația că îl cunoaștem de mult. Pentru că pur și simplu pe aceeași vibrație exact, cu noi. E pe aceeași frecvență, pe aceeași vibrație. Că îl cunoaștem de mult, că gândim la fel, că ne simțim la fel, că ne înțelegem din priviri, că pentru că venim din aceeași familie de suflete. Din toate proiecțiile alea ne-am întâlnit ca și cum te întâlnești cu un văr îndepărtat. Care vine în aceeași familie, cu același istoric, deja știe despre ce e vorba. Da. Pe asta înseamnă că nu există un singur suflet pereche. Noi aici dezbinăm tot romantismul care s-a creat de-a lungul timpului. Nu putem să ne întâlnim cu mulți. De asemenea, multe suflete perechi pot să fie mamă, copil, putem să fim prieteni, putem să fim vecini, putem să fim... Deci sufletele pereche nu sunt doar partenerul de cuplu sau partenera, ci pot fi multe alte persoane. Da, exact. Și de aceea ziceam că este partea asta culturală, foarte romantică, a focalizat partea asta de sufletul pereche cuplu și nimic altceva, când de fapt este o întâlnire sufletească, da? Pe aceeași vibrație cu o ființă care s-a proiectat și ea din aceeași sursă individuală, care în același timp sursa cea individuală s-a proiectat din Dumnezeu. Am înțeles. Păi și dacă există mai multe suflete pereche, nu știu, sunt toate pe pământ în același timp, adică avem șansa să întâlnim măcar unul dintre ele? Da, suntem foarte mulți. Deci nu există unul singur, da. Să nu fim triști când ne despărțim și avem senzația că nu o să... Nu putem să ne întâlnim unul cu altul. Dar de multe ori alegem să ne întâlnim cu cineva din altă familie. Păi chiar aici voiam să ajung, pentru că dacă te întâlnești cu sufletul tău pereche sau cu unul dintre sufletele tale pereche,
cumva experimentați cam aceleași lucruri, pentru că având amândoi aceeași frecvență, vă îndreptați în aceeași direcție. Important nu este să te întâlnești cu cineva care nu ți-e suflet pereche. Depinde ce alegem ca să venim să experimentăm. Deci înainte de întrupare, prin atracție, noi alegem ce să facem. Și cea mai... Știi, făcând o analogie, cea mai ușoară de înțeles cum se întâmplă este când suntem copii și ne adunăm și zicem, la ce să ne jucăm acum? Exact așa ar fi și când venim. Da, bine, la ei nu e problema de joacă, dar cam așa este. La ce ne jucăm? Și zice, eu vreau hoții și polițiști, altă zice, eu vreau să fiu mama cuiva, eu vreau... Știi, și copii, dacă sunt foarte mulți, fiecare se duc, un rol. În funcție de cum vor să se joace, se duc într-o parte și în alta. Nimic nu e bine, nimic nu e rău, că este joacă. Și atunci, fiecare intră într-un rol și joacă rolul respectiv conform ce au stabilit înainte să înceapă jocul. Da. Și le trăiesc foarte intens, ca și cum ar fi real, până când se termină. Exact. Și după care... Cei care vor să se mai joace, se mai joacă, pot să schimbe roluri sau pot să schimbe cu totul jocul. Deci când noi venim aici, alegem ceea ce vrem să experimentăm, ceea ce vrem să trăim și în funcție de asta deja am stabilit cam cu cine ne vom întâlni și cu cine nu și ce vom face. Da, că tu faci parte din jocul meu, asta jucăm împreună. Da. Și atunci ne recunoaștem, știm ce să facem sau uneori nu știm ce să facem, pentru că atunci când venim în întruparea, uităm de unde venim, dar rămâne amintirea aceea de ceva unificat și ceva care nu este, în care noi nu suntem despărțiți, nu suntem separați și știm că totul este bine acolo. Rămâne amintirea aia la nivel de subconștient, dar la nivel conștient, noi credem că lumea asta este doar asta. Așa e, dar toată lumea crede asta. Adică majoritatea sunt și oameni care au început să vadă că, sau să creadă că ar exista și altceva, dar mulți crede că gata, a murit. Și s-a terminat. Da. Și când de fapt nu se termina. Și de asemenea nu există o contradicție cu ceea ce zice biserica, pentru că ei vorbesc de o singură viață. Așa e, da. Și există o singură viață. Mai multe întrupări. Uite, la asta nu m-am gândit. Noi suntem aceeași, dar în mai multe întrupări este ca și cum corpul nostru ar fi o haină. Când noi ne punem pijamalele sau ne îmbrăcăm pentru ziua sau ne îmbrăcăm pentru o petrecere, noi suntem aceeași persoană, nu suntem diferiți. Așa e. Și de aceea nu mai este așa tragic faptul, dacă credem în reîncarnare, nu mai este așa tragic că murim. Pentru că doar schimbăm o haină. Da. Cum recunoaștem un suflet pereche în momentul în care îl întâlnim? Adică se întâmplă, nu știu, se unesc mările, se dezbină, se... E ca la orgasm. Ok. Când se întâmplă, știi. Când se întâmplă, știi. Când se întâmplă, știi. Cred că de asta sunt foarte mulți oameni, mai ales persoanele în vârstă. Și dacă îi întreb, dar cum ai știut tu că este persoana alături de care o să-ți petreci restul vieții? Și zic, pur și simplu am simțit. Am știut. Da, dar pentru că e aceeași vibrație, senzația aia că ne știm de foarte mult timp. Că ne cunoaștem dincolo de cuvinte, dincolo de credințe, dincolo... Pur și simplu recunoști persoana respectivă. Da. Dar, repet, poate să fie o prietenă, poate să fie mama, poate să fie o vecină, poate să fie un vecin, poate să fie oricine, poate să fie un coleg de serviciu, poate să fie un furnizor, poate să fie... Dar sufletele pereche sunt doar întrupate în oameni sau pot fi și animale? Că sunt oameni care au o legătură foarte puternică cu un cățel, cu o pisică, cu un cal, cu știu eu... Până unde știu eu, oameni. Doar oameni. Oameni, da. Sunt animalele evoluează altfel. Deci ei au un suflet de specie. Și e diferită evoluția lor. Și în momentul în care îți întâlnești sufletul pereche, el se presupune că ar trebui să-ți facă viața mai ușoară? Adică după ce l-ai întâlnit, deja treci mai ușor peste lucruri, peste probleme, se rezolvă totul în viața ta, se așează? Sau din potrivă, te duce, știu eu, în divers... Da și nu. Da și nu. Da și nu. Pentru că poate să fie cineva din familia ta de suflete cu aceeași vibrație și că înțelegerea a fost să ne bucurăm de viață. Și totul merge bine, pentru că asta a fost înțelegerea noastră, dar dacă înțelegerea noastră a fost să deblocăm anumite lucruri blocate, de exemplu, din alte vieți, atunci o să fie un pic mai greu.
pentru că aia a fost înțelegerea noastră. De multe ori când ne întâlnim cu cineva din familia noastră, pentru că avem aceeași vibrație, avem cam același tip de probleme. Pentru că prin atracție atragem prin lumina și prin umbra cam același lucru. Și atunci vedem și ceea ce nu ne place. Le vedem mult mai clar. De-aia am multe dificultăți. Dar există în același timp, pentru că ne conectăm și cu lumina și cu umbra din unul și din celălalt, avem acea energie care susține dincolo de... Adică de cumva... dificultatea, să zicem, sau de ceea ce nu vreau să văd, sau cu ceea ce am să mă confrunt. Și de asemenea, celelalte suflete care, din familia noastră de suflete, din proiecțiile de mai sus, și ele ghidează sufletele care sunt încarnate. Nu știu, dacă sunt oameni care suferă foarte mult în lumea asta, asta și-au ales, adică pot ei să schimbe ceea ce trăiesc acum? Două suflete își propun în momentul în care se reîncarnează aici pe pământ, se întrupează, să, nu știu, să aibă diferite dificultăți pe care, blocaje, tot felul de lucruri pe care să le depășească. Și să aibă, știu eu, poate o viață mai suferindă, așa, mai, nu foarte roz. Pot ei să schimbe pe parcursul vieții pe pământ tot ce se întâmplă? Adică, nu știu, credința mea este că da. Eu pot să, de exemplu, dacă eu am... într-o altă viață. Am rămas blocat într-o suferință. Să zicem că am experimentat dependența de iubire și am crezut că e sufletul meu pereche și m-a părăsit și eu am rămas blocat acolo. Sau am murit într-un război și n-am putut să asimilez acea suferință și să integrez episodul respectiv și energia a rămas blocată în interiorul meu. Eu pot să vin în viața asta și să aleg să o deblochez. Și aleg să o deblochez. Și atunci, ca să o deblochez, am nevoie, pentru că aici uit, am nevoie de o familie care să-mi ofere... Să-mi trezească toată suferința respectivă. Prin gena, prin istoricul familiar, și am nevoie de cineva care să mă ajute oarecum să retrăiesc asta, ca să pot să-l tresesc și să pot să-l asimilez, adică să-mi dea șansă să-l asimilez. Și să vindeci. Și să vindec. Nu este că aleg să trăiesc suferința, ucecul este. Da, să vedem cât doare. Sunt persoane care intră din relație în relație și trăiesc același tipar, adică, nu știu, să zicem, o femeie își alege parteneri indisponibili care la un moment dat toți o părăsesc. Dar o părăsesc pentru că ea se agață, pentru că devine disperată după persoana respectivă, că își creează un scop. Pentru că are un ceva nedigerat interior. Da. Care este în umbra și se proiectează la ceilalți. Ceea ce nu putem vedea așa, adică ceea ce nu vrem să vedem în interiorul nostru, îl vedem afară, pentru că îl atragem. De-aia se tot repetă. Ca tu să deschizi ochii și să înțelegi ce se... De multe ori eu vreau ceva și se întâmplă altceva, pentru că în subconștient eu am acel altceva care se proiectează în fața ca să pot să-l văd. Dar pentru că eu nu sunt conștientă de asta, eu am alta dorință și încerc, eu vreau o relație, dacă continui cu exemplul tău de parteneri indisponibili, vreau o relație și caut și întâlnesc mulți bărbați sau nu întâlnesc niciunul și trebuie să fie într-un fel sau nu trebuie să fie în alt fel. Este că încerc să realizez dorința, dar fără să văd ceea ce mi-arată persoana respectivă. Deci ceea ce mi-arată celălalt este ce am eu. Adică dacă eu aleg partenerii indisponibili, sunt eu cea indisponibilă. Sunt eu cea indisponibilă pentru că am o emoție sau o credință nedigerată, neintegrată în interiorul meu. De obicei vin împreună. Din copilăria mea, din neamul meu sau dintr-o altă viață. Deci pot să nu fie neapărat ale tale, pot să vină și pe karmă. Întotdeauna sunt ale tale. Da, sunt ale tale că te-ai născut acolo și că le-ai preluat, dar să nu le fi declanșat. Nu neapărat, pentru că dacă familia mi oferă substractul genetic ca eu să pot să fac ceea ce vreau eu să fac, eu am ales deci asta. Deci tu ai venit cu asta. Adică eu iau din familia ceea ce am nevoie ca să trăiesc ceea ce am vrut eu să trăiesc. Știi, eu merg foarte mult pe să fim responsabili de tot. Da, da. Noi suntem ființe supreme autonome și asta înseamnă că suntem responsabili de tot. Dacă eu mi-am ales familia asta, mi-am ales tata și mama pe care mi-am ales. Și strămoșii. Este pentru ceva. Ei mi oferă un ceva și din genetica lor
de acele milioane de persoanele care sunt în spatele meu, aleg ceea ce am nevoie. Corect. Pentru a trăi ce am vrut eu să trăiesc, să învăț sau să deblochez sau să experimentez ceea ce am venit eu să experimentez. Da. Acum, cum eu am ales asta, eu pot să schimb asta, dar este necesar să știu cum. Păi asta e, că și asta este necesar să pot să mă ascult pe mine și să intru în contact cu părțile mele profunde, inclusiv cu ceea ce nu-mi place la mine și cu emoțiile pe care, care nu-mi place să trăiesc, ca să pot să le integrez și să pot să, în felul acesta, să cresc aura mea, câmpul meu electromagnetic, prin care eu voi atrage alte lucruri exact. În viața mea. Deci eu pot să schimb, eu am credința că pot să schimb destinul, pentru că nu există nicio problemă. Adică dacă tu zici, a, mâine e seara, și tu zici, mâine mă trezesc de vreme, mă duc la piață, mă duc la sală, mă duc să o văd pe mama, știi? Da. Doar că te-ai trezit mai târziu și zici, a, nu mai merg astăzi la piață, merg poi mâine. Nu se întâmplă nimic. Doar că la nivel de spirit, a, nu mai merg astăzi la piață, înseamnă în viața asta nu mai fac asta, fac în viața următoare. Oh. Nu este nicio problemă. Păi și câte vieți trăim așa la infinit? Câte vrem. Câte vrem. Și, nu știu, pui pauză, stop la un moment dat și zici, gata, mulțumesc, mi-a ajuns. Da, putem să schimbăm asta. Dacă eu nu vreau să trăiesc ceva acum, nu-l trăiesc, pentru că aici și în univers avem liberul arbitru, vom lăsa asta pentru mai târziu. Da, doar că uneori, mai ales în relațiile de cuplu, când suferi, știu eu, ești dintr-o relație, ai trecut printr-un divorț și suferi foarte tare, e cam greu să zici, pun asta pe pauză, vreau să trăiesc altceva. Tu cumva ești acolo, dus tot... Acolo ai de ales. Da. Să integrezi suferința sau să o bagi în subconștient. Exact, sau să fugi de ea într-o nouă relație și să te prefaci că nu s-a întâmplat nimic. O bagi în subconștient. Da. Da. Fiind nedigerat, acel aspect rămâne nedigerat, neintegrat pentru... altcândva. Știi? Când trebuie să cumperi pâine. Că cumperi astăzi, mâine, poi mâine, tot trebuie să o cumperi. Da. Păi și în momentul în care o persoană trece printr-un episod ăsta de suferință, după o despărțire, după o pierdere, știu eu, important ce este? Să se ducă și să vadă să în interior? Să poată să se asculte și să integreze. Integrarea nu înseamnă resemnare. Integrarea înseamnă că las să ia, să mă ascult, să văd care e suferința? Ce este? Sunt niște etape de obicei care oamenii trec ca emoții până reușesc să integreze. Dificultatea principală este că eu înghit emoțiile, eu nu vreau să le trăiesc. Exact, mai ales când eu consider emoțiile negative, sau majoritatea, negative și nu trebuie să arate, nu trebuie exact. Să se vadă, e periculos să se vadă. Nu vrei să le trăiești. Chestia aceea cu vulnerabilitate cu care nu sunt de acord. Pentru că eu mă simt vulnerabilă, nu sunt vulnerabilă. Exact, da, te simți corect. Este, din punctul meu de vedere, este încă o emoție. Și eu pot să mă simt vulnerabilă sau pot să mă simt puternică. Când mi-arat o emoție, când hotăresc eu să trăiesc o emoție, mie nu mi se pare deloc o vulnerabilitate, din potrivă. Da, mi se pare că folosesc puterea mea interioară, puterea mea sufletească, să o trăiesc și să pot să o ascult și să pot să o integrez. Și atunci când eu ascult o emoție, o las să iasă, pentru că fiecare emoție vine cu un mesaj. Emoțiile pozitive vin cu mesajul, e ok acum, continuă așa, pentru că mai târziu nu va fi ok. Înțelegi? Când eram bebeluși, știi? Ne cățărăm peste tot, acum nu mai e ok. Da. Înțelegi? Sau... când eram mici, băgam totul în gură. Că era super cool, super plăcut. Acum experimentam lumea. Acum nu mai este ok. Dar emoțiile pozitive ne zic, ceea ce faci acum e ok. Continuă. Când vin emoțiile negative ne spun, dacă le ascultăm, ceea ce avem de schimbat în interiorul nostru. Sunt într-o relație abusivă pentru că eu nu pot să spun. Și mă enervează că nu pot să spun. Mă enervează că celelalte îmi impune ceva, mă enervează. Și atunci, dacă eu ascult, văd că eu nu pun limite. Văd că mă blochez.
dacă eu intru mai în profunzime și ascult ce mă blochează, o să găsesc ce mă blochează, că mi-e frică că celălalt să se supere, că nu mă simt destul de autonomă, că îmi lipsește siguranța, că cred că sunt proastă, că nu o să mă ia nimeni după el, că mă simt devalorizată și ne arată unde trebuie să lucrez. Exact ce am de schimbat în interiorul meu ca eu să pot să fiu mai bine. Deci emoțiile negative sunt foarte utile. Frica ne va spune să avem grijă și să schimbăm acele lucruri, să ne găsim siguranța. Tristețea ne va spune, pentru că vine ea de obicei cu regrete, ce să schimbăm, ce să nu facem. Furia ne va spune unde să punem limite, cum să spunem limite. De fapt, ce vreau eu să spun. Dar pot să spun altfel după ce scot acea furie în intimitatea mea. Ceea ce este interzis social este să aruncăm cu o travă sau cu caca în relațiile. Da. De multe ori se întâmplă asta. Dar putem să mergem la, să facem o toaletă emoțională în intimitatea noastră, în care să ascultăm acele emoții, să ne ascultăm pe noi, să vedem exact ce vrem și cum vrem, să putem schimba acele lucruri în interiorul nostru și după care să revenim în relație și să spunem, uite, asta se întâmplă cu mine și eu asta aș vrea să se întâmple în relație. De obicei, în momentul în care tu te schimbi sau viziunea ta se schimbă, automat se schimbă și relaționarea dintre tine și partenerul de cuplu. Da, pentru că influența ta către celălalt se schimbă, deci vei primi un răspuns, nu știm care. Da, important este să... Dar se va schimba ceva pentru că tu pui altceva în relație. E ca la ciorbă, știi? Da, dacă nu dacă pui zahăr, iese dulce. Da. Pui borș, iese acră. Pui sare, e mai sărată. Da. Deci, ceea ce pui în relație va schimba dinamica relației. De aceea e importantă acea schimbare, să fie schimbare interioară. Deci, dependențele vin cu suferință. Dacă suferi, e clar că nu e vorba doar de iubire. Degeaba. E vorba de altceva, e vorba de o durere interioară, care nu știm încă de unde vine, dar dacă ne ascultăm, putem afla și putem să deblocăm acele lucruri, astfel încât energia aceea să se integreze în aura mea. De obicei, când rezolvam ceva și toată lumea a găsit de la, știi, din clasa întâi, când ne ieșeau bețișoarele, ca să putem să scriem. Adică e super fain când rezolvăm ceva. Da. Și ne simțim mai puternici, mai încrezători că putem face altceva pentru noi în viitor. Deci este foarte importantă partea asta de ascultare interioară, care ne ajută să mergem mai departe. Și e important în cuplu. Deci revenim la divorț. Când eu ascult aceste emoții, văd ce pot eu să schimb în interiorul meu, să fiu mai bine. Dacă eu schimb credințele acelea, emoțiile acelea, atitudinile acelea, cu siguranță voi începe să atrag altceva în viața mea, pentru că raportul meu de lumină și umbră s-a schimbat. Dacă eu pun pe pauză în viața asta ce aveam de învățat, ce mi-am propus când vin aici, o să retrăiesc automat în următoare sau în următoarele la un moment dat. Când o să vrei. Da. Da, e de ales, adică pot să aleg eu dacă vreau să trăiesc sau nu? Da, noi alegem. Dar de ce aș alege să experimente suferință? Pentru că nu știi cum e. Da, n-ai trăit, nu știi despre ce. Pentru ce copii se joacă de hoții și a polițiști? Unii zic, a, eu vreau să fiu hoțul! Da, da. Că vor să știe cum e. Exact, vrei să vezi cum e. De asta se zice că, uite, de exemplu, dacă în altă viață ai fost călugăr sau știu eu, în viața asta trebuie să experimentezi sexualitatea sau din potriva ai blocaje pe sexualitate pentru că nu ai trăit. Nu neapărat, depinde cum l-ai trăit și cu ce vii. Mm-hmm. Pentru că nu e o singură viață, sunt multe vieți. Da. Dar noi cumva păstrăm amintiri la nivel subconștient din celelalte vieți? Toate. Toate? Bine că nu le amintim, nu? Toate. Depinde cum le iei. Mintea noastră 3D, adică care e împărțită între bine și rău, care sunt separați, vor zice e bine sau e rău. Dar dacă vezi echilibrul dintre lucrurile și prin dualitate și cum ele se mențin în echilibru, nu e așa rău. Da, dar uite, de exemplu, când vezi, nu știu, atât, este și suferință în lumea asta în care trăim noi da. Și destul de multă.
Acolo... Și e creată de noi. Păi asta zic, da. E creată de noi. Acolo ce poți să faci? Că, nu știu, de exemplu... Te schimbi în interior. Te schimbi în interior. Și dacă mă schimb în interior, nu mai văd oamenii sau animalele care suferă în jur? Le vezi mai puțin și le tratezi altfel. Ajutorul pe care poți să oferi este mult mai mare. Că nu mă mai identific cu suferința respectivă. Exact. Nu te mai bagi în nisipul mișcător. Da. Da? Aici. Când suferim pentru că vedem un animal singur sau, nu știu, accidentat, uh-huh, sau, nu știu, calcat pe la marginea drumului, da, și suferim, este pentru că noi ne vedem în el. Așa e, da, da. Și atunci avem emoția negativă, ce ne zice? O durere, că e o durere în interior, de aia suferim. Mă uit în interior, să o ascult, să o vindec. Și atunci putem să aducem mult mai multă bunătate în lume. Tocmai mi-ai zis de ce găsesc eu toate animalele de pe planetă abandonate, da. Da, știi? Inclusiv și putem atrage inclusiv gropile de pe stradă. Așa e, chiar dădea cineva la un moment dat un exemplu că accidentele care se întâmplă între două mașini și zicea, dacă tu nu ai avea programul respectiv, nu s-ar întâmpla. Dacă te uiți în India, nu știu unde, zicea că e o intersecție unde vin din toate părțile și nu se accidentează niciunii, acolo cum îți explici când, nu știu, într-un oraș sunt doar două mașini și fix ale se ciocnesc? Pentru că vii cu programul pentru respectiv. Că ne atragem. Da. Programele noastre atrag anumite evenimente. Dacă noi am avea mai multă compasiune față de noi, pentru că de multe ori cei mai mari judecători asupra noastră suntem, uh-huh, tot noi. Așa e. Și noi ne dăm în cap și atunci trebuie să vedem aceste alegeri pe care le facem. Adică când eu mă dau în cap, eu fac o alegere în momentul ăla. Și dacă eu nu pot să văd ce mă deranjează în interior, îl voi vedea în afară. Deci de fiecare dată când întâlnești un impediment sau o situație care ție îți provoacă o stare din asta negativă, te enervează, te frustrează, te simți neajutorat și așa mai departe, trebuie să te duci în interior, nu? Adică nu te mai uita la proiecție, ci... Din punctul meu de vedere, da. Eu lucrez foarte mult pe interior, pe ascultare de sine și pe schimbarea interioară înainte de a schimba în exterior. Da, pentru că noi de multe ori vrem să ne schimbăm partenerul de cuplu. Nu mai place, nu mă înțelege, nu mă susține. Le schimb și repet ce spuneai mai devreme. Le schimb și găsesc unul la fel. Exact. Nu, că asta este opusul, dar de fapt eu trăiesc același lucru. Cu el, da. Tocmai de asta ai văzut că sunt oameni care intră în relație cu persoane diferite și ajung să trăiască aceleași lucruri. Identice. Pentru că este în interior. Tot ce este în jurul nostru este doar o oglindă noastră. Doar că noi ne centrăm în oglindă, da, și nu ne centrăm în interiorul nostru. Că imaginea din oglinda este a noastră. Exact, da. Și dacă reușim să schimbăm asta, intrăm în contact cu zonele mult mai profunde din noi, pentru că se schimbă biochimia corpului nostru. Energia circulă altfel în corpul nostru și avem acces la mai multe informații din noi, din noi care suntem în dimensiunile celelalte mai înalte de unde am venit. Adică cu cât mai centrați și mai luminoși suntem, adică nu mai respingem umbra, nu mai băgăm în subconștient și o integrăm și învățăm cum să gestionăm în interiorul nostru, câmpul nostru, corpurile noastre energetice, aura noastră, câmpul nostru electromagnetic se deschide, e mult mai luminos și intră în contact cu alte zone, cu alte dimensiuni, cu alte sfere de conștiință, dacă vrei. Și atunci primim mult mai multă informație de acolo, din sinele nostru superior, din alte vieții, din spiritul nostru, din dimensiunile mai înalte și atunci putem comunica mult mai ușor cu familia noastră de suflete, cu sufletul geamăn sau flacara geamăna, putem comunica cu maestrii din alte dimensiuni sau să călătorim în alte dimensiuni, tocmai pentru că câmpul nostru este mult mai deschis și atunci avem contact, putem să susținem acea vibrație care este mult mai înaltă decât a noastră. Cu cât ne centrăm doar aici, câmpul nostru este mai mic, și e ca o antenă. Înțelegi? Da, dacă e o antenă mică, da, normal că prinzi doar ce e în jurul ce tău. E în jur. Sau ca la un router de internet. Exact, da, da, da.
Dacă cât, e un router de X calitate, prinde anumiți metri pătrați, dacă e un router de altă calitate, prinde mai mulți metri pătrați și așa mai departe. Și asta depinde de noi. Dar cât de frumos ai spus și cred că chiar acum, cum se cheamă, iluminez și mie foarte multe întrebări pe care le aveam. Și vis-a-vis de relațiile de cuplu, în momentul în care suntem în relație cu un partener sau cu o parteneră care, știu eu, zicem că ne minte, ne înșeală, nu ne susține și așa mai departe, ne provoacă suferință, de fapt ar trebui să îl lăsăm pe celălalt deoparte și să vedem pur și simplu ce se oglindește în el, nu? Da. Adică să nu ce îmi spune o suferință. Să nu-l iei pe el ca și persoană și să-i zici ăsta e rău, e o persoană rea, m-a făcut să sufăr, ci pur și simplu să vezi lucrurile pe care le trezește în tine și să lucrezi cu ele, nu? Adică să nu mai fugi de persoana. Adică ce văd din mine în el. Uh-huh. În loc să zic el îmi produce, nimeni nu ne produce nimic. Exact. Sunt noi cei care simțim ceva vis-a-vis de anumite situații. Sunt persoane care se revoltă pe aceeași situație, vorbesc. O persoană se va revolta, o persoană se va simți umilită, alta va râde. Exact. Deci nu este situație, este cum reacționez. Adică ce din mine văd eu acolo. Și dacă sunt în contact și ascult aceste lucruri, implicit încep să mă schimb și se trezește ceva în interiorul meu, care pot să zici că este o responsabilitate a mea, încep să văd niște lucruri, încep să fiu mai atentă la gândurile mele și ce îmi fac. Asta înseamnă că și în cea mai toxică relație, dacă ești, dacă rămâi acolo și lucrezi și știi cum să o faci, poți să vindeci și relația în sine, nu? Nu neapărat relația. Sau se schimbă partenerul, dacă nu se mai... Nu e necesar să rămâi într-o relație toxică ca să lucrezi. Uh-huh. Pentru că e o alegere de asemenea. Poți să stai, să intri în contact cu zona aceea, lucrezi în interiorul tău, așa, vei atrage pe altcineva, pe noua structură și lucrezi bucățica care corespunde acolo. A, eu credeam că dacă rămâi în relația respectivă, că persoana respectivă oglindindu-ți lucruri pe care tu le-ai de rezolvat cu tine, cumva în momentul în care îți rezolvi ceea ce ai tu de făcut, schimbi și proiecția pe care o ai asupra partenerului sau partenerei. Păi se schimba și proiecția, dar asta nu înseamnă că este un partener ok pentru tine. Potrivit pentru tine, da. Poate tocmai lecția era să poți să pui limite și exact, să poți să te rupi. Da, da, uite, vezi. Înțelegi? Este ce alegere mă face pe mine să mă simt ok, în pace și liniște în interiorul meu. Nu este vorba dacă rămân sau plec. Nu ce este vorba... Înțelegi? Când avem asta, rămân sau plec, el se schimbă, nu se schimbă, o să schimb relația, nu se schimb relația. Etc. Încă atenția noastră este în afară, da, nu este în interior. Dar când este în interiorul meu, puțin contează dacă rămân sau nu. Cu el contează să am pace. De uneori, eu îmi regăsesc pacea, îmi schimb proiecțiile și aduc mai multă calitate în relație și celălalt se schimbă și el aduce mai multă calitate, relația va merge mai departe. Dar uneori eu mă schimb, celălalt nu se schimbă, sau se schimbă insuficient pentru mine, pentru că nu e obligat să se schimbe pentru mine. Și eu văd că schimbarea mea cu ceea ce produce, că ceea ce vine de la el nu se mai pupă, nu se mai leagă. Și atunci ne despărțim, dar ne despărțim de multe ori, ok. Inclusiv cum partener abuzator o să fie mult mai puțin scandal decât dacă m-aș fi luptat cu el pentru a rămâne sau pentru a mă despărți. Deci este vorba de ascultare interioară și să trăim să încercăm să regăsim acea stare de pace, dar trăind emoțiile noastre, ascultându-le și luând deciziile care ne ajută să ne simțim mai în pace cu noi înșine. Când este o întâlnire între două suflete pereche, se întâmplă mereu ca ele să se recunoască reciproc sau e posibil și ca doar unul să fie mai trezit și să-l recunoască pe celălalt și celălalt să nu facă același lucru? Toate variantele sunt posibile. Am înțeles. Pentru că e vorba de cât de mult am învățat să mă ascult până la momentul întâlnirii. Sunt suflete care sunt mai conectați cu sine și recunosc și să întâlnesc cu cineva care nu a învățat încă în viața asta să se asculte și va simți ceva, dar nu știe la nivel conștient. Și atunci întâlnirea se poate produce sau nu.
Păi și dacă unul recunoaște și încearcă să îi zică, dar știi că nu pot să-ți explic în cuvinte, dar eu parcă te știu din altă viață și așa mai departe și Și celălalt celălalt acceptă sau nu? sau fuge. Depinde. Unele persoane știu, adică sunt conștienți că s-au întâlnit cu cineva din familia lor de suflete, dar știu să comunice și pe limba lui, nu neapărat de spunându-i, știi că noi venim din dimensiunea nu știu care Da, și facem nu știu ce și la ala. da. Da, mai bine nu-i spui ca să nu-l zăpăcești Înțelegi dacă cum nu-i, sunt, da. pot să-i zici și că celălalt. Să zică că ești nebun și că... Nu, de multe ori îi zici și se trezește ceva în el și se activează ceva. Este foarte mult despre ascultarea și să vedem în momentul respectiv ce se întâmplă. De aceea spuneam, toate posibilitățile există. Da, dar dacă știu eu, tu ești mai trezit și îl recunoști ca fiind suflet din aceeași familie și el nu e pe aceeași lungime de undă, poate mai bine să nu-i spui, să nu, nu știu, să nu aibă senzația că ești în alt film și... Depinde foarte mult de context, dar acolo intră foarte mult credința aceea de care vorbeam la început. E sufletul meu perechi, eu să-l pierd, nu pot să-l pierd, trebuie să se trezească și el sau Exact, da. ea și trebuie să rămânem împreună. Pentru că nu ne dăm seama că avem sute de alte suflete perechi care vin din aceeași familie De de suflete. suflete, adică nu este nicio tragedie. Așa Dar e. confundam senzația de familiaritate cu el, cu iubirea. Dar, uite, de exemplu, sunt oameni care alergă toată viața după sufletul pereche. Și niciodată nu sunt fericiți cu oricine ar fi și eu au senzația că urmează să vină și Da, că... pentru că există credința aceea, că doar cu acea persoană, adică credința de obicei este că doar cu el o să pot să trăiesc nu știu ce. Anumite lucruri, da. Ci credințele ne limitează. Dar Și atunci va căuta o anume senzație ce crede acea persoană că înseamnă suflet perechi. Și poate a întâlnit sufletul perechi, dar nu l-a recunoscut. Pentru că căuta altceva ca să-l recunoască. ce face în momentul în care, să zicem că tu ai întâlnit un suflet pereche și apare și altul? Ape mereu de obicei este așa. Ce faci atunci? Îl părăsești pe ăsta pe care l-ai găsit Păi acum nu, tocmai să... asta spun, nu e necesar să fii în cuplu. Nu, 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 zic dacă într-un cuplu sunt doi care s-au întâlnit, sunt suflet pereche, așa, și mai apare și un alt suflet pereche. De fapt, sunt trei suflete pereche acum. Nu e nicio problemă. Fiecare va decide Dacă rămân. dacă rămâne sau nu, dacă face sau nu. Important este să se asculte fiecare în interior și să vadă ce îi aduce pace. Că putem să fim cu unii foarte buni prieteni și cu celălalt cuplu fără niciun fel de problemă. Dar cred că există persoane care aleg în fiecare viață să experimenteze împreună? Întotdeauna. Chiar da? Adică există oameni... Adică tu zici același suflet să fie Da, mereu în aceleași aceeași două viață? suflete să ajungă să fie mereu în aceleași Mai gene. puțin. Mai puțin pentru că ideea cu experimentarea este să experimentăm. Dacă ne Exact, nu întâlnim tot să... timpul împreună. Dar nu mai experimentăm și altceva. Deci asta înseamnă că ar trebui să nu mai suferim atât de mult, să avem senzația că sufletul nostru pereche vine din... am trăit cu el în ultimele 10 vieți și dacă îl pierdem acum, suntem nefericiți pentru tot restul vieții, nu? Știi, lucrând cu un prieten la fel care lucrează pe partea asta de dezvoltare, pe eu de codificare, îmi spunea ceva de genul ăsta, știi? Noi ne-am întâlnit cu multe vieți, cu soția mea și tot împreună suntem, tot nu învățăm lecțiile noastre, să vedem când reușim să ne despărțim. Oh, God. Da. Știi? E o altă perspectivă. Da. Cumva ar trebui să nu ne mai agățăm atât de mult de ideea asta că avem un singur suflet pereche și dacă nu-l întâlnim o să fim nefericiți și să ne dăm voie să Îți experimentăm. dau o alternativă pentru asta. Dacă atunci când ne proiectăm, noi suntem cu toții una și suntem tot timpul una, ce contează dacă ne întâlnim acum sau ne întâlnim mâine? Asta așa e. Doar că fiind aici, în această lume, ți-e greu să... Doar credem că fiind aici îl Da. pierdem sau Exact, și mai e ales pentru când... Da. asta sau niciodată, dar nu este așa. Chiar așa e și cred că de asta se agață atât de mulți oameni cu așa disperare de o persoană, pentru că au senzația că dacă nu o să mai fie aici, dacă se încheie aici, s-a terminat pentru totdeauna. Nu, familia ta de suflet continuă să fie familia ta de suflet. Poți să te duci asta să vezi pe mama sau mâine. Adică în viața asta sau în viața următoare trebuie să două vieți. Da, deci nu este nicio problemă. Pentru că
la nivel subconștient, la nivel de spirit, noi suntem tot timpul împreună, noi nu ne despărțim niciodată. De asta se zice uneori când pierzi o persoană dragă, încă o simți, chiar dacă nu mai e fizic aici? Am întâlnit de multe ori asta. Sunt diferite lucruri acolo, de asemenea. Când vorbim de conectarea noastră cu toate dimensiunile noastre, noi suntem tot timpul în contact cu ele. Acolo nu există trecut, prezent și viitor. Nu putem să ne pierdem pentru că nu există asta. Exact, doar la noi aici. Nu există asta. Și atunci, că te duci puțin pe Pământ sau pe Marte sau în Venus sau în Lira, nu contează. Așa. Te-ai dus la piață, te-ai întors. Te-ai dus să joci tenis, te-ai întors. Te-ai dus să-i noți un pic în Sirius și te-ai întors. Da, doar că fiind aici pe Pământ, noi avem dimensiunea asta. Le luăm puțin intrare. Deci, la nivel de spirit, noi suntem tot timpul împreună. Aici noi credem că suntem despărțiți. Exact. Și că pierdem și e o tragedie dacă pierdem. Asta se trăiește aici. Deci, când vorbim, de exemplu, de flacările gemene, care atunci când s-au proiectat, să zicem, dintr-o singură ființă, sunt două chestii. Eu pot să mă proiectez cum este brațul, știi? Și asta ar fi sufletele. A, uite ce frumos, da. Da? Deci, când sufletele astea mor, se integrează aici. Dar, de fapt, ei sunt conectați tot timpul. Așa e. Da? Uneori, să zicem, acesta se împarte în două. Așa. Acesta este o flacare a geamănă. Deci nu sunt așa. Asta sunt două. Și ei tot timpul sunt împreună. Și e posibil să rămână amintirea aceea că suntem unul de acolo. Înțelegi? Dar de obicei venim, unul rămâne sus și unul vine să experimenteze în întrupare. Că dacă aici, prin uitare sau deciziile sau suferințele sau ce învățam pe aici ne rătăcim, celălalt îl ghidează. Am înțeles. Deci nu pot fi amândouă în același timp aici pe pământ. Mai rar. S-a mai întâmplat, dar mai rar. Știi, da. De exemplu, Maria Magdalena cu Iisus au venit în același timp. Erau suflete gemene? Da, sunt sufletele gemene. Sunt flacări gemene. Sunt același spirit. În latura feminină și latura masculină. Nu sunt două. Înțelegi? Asta înseamnă flacarea geamănă. Suntem aceeași care se manifestă în două. Dar cum poți să-ți dai seama? Adică se poate măsura sau dacă ești flacără geamănă sau dacă ești suflet pereche? Sau, nu știu, poți să... Puțin contează. A, nu contează. Da, pentru că la nivel de subconștient oricum suntem împreună. Da, e vorba de credințele noastre și toate filtrele care le punem acolo. Dar ai văzut că sunt foarte mulți oameni care chiar vor să știe, adică se duc, fac radiestezie, tot felul de lucruri, să vadă dacă într-adevăr... Da, pentru mine este o căutare în exterior a rezolvării unei probleme interne. Eu nu mă simt fericită pentru că nu sunt cu flacarea geamănă și atunci trebuie să am flacarea geamănă și caut flacarea geamănă peste tot, crezând că atunci când o să mă întâlnesc cu flacarea geamănă, o să se rezolve tot. O să se rezolve tot pentru că o să fim unificați. Dar eu nu știu dacă sunt pregătită să mă întâlnesc cu flacarea geamănă. Și plus flacarea geamănă cred că este cumva identică cu tine, nu? Adică da. Dacă... Și te oglindește perfect. Da, adică mai bine vă omorâți unul pe altul aici pe pământ decât să aveți o viață armonioasă. Da, pentru că acolo te vezi în toate aspectele. Mă gândesc acum cum ar fi să văd pe cineva identic mie, Doamne ferește. Și de obicei este, dacă întâlnirea se produce, să zicem, e foarte, te ajută să evoluezi foarte mult. Pentru că ai susținerea interioară prin câmpul energetic care se creează, ca să treci prin umbrele respective, care ți le arată tot el sau ea. Da. Ce să... Deci dacă nu sunt pregătiți sau la fel de evoluați împreună, e cam greu să e mai greu pentru că de obicei o să ne ajute să evoluăm. Cumva pentru că vibrația este mult mai mare când ne întâlnim. Cum să spun? E ca și cum
Ai făcut curățenie într-o cameră cu lumina mică. A, și când ai aprins lumina... Și când vine sufletul tău geamăn, vine cu un bec. Uh-huh. Și zici, ah! Mai e și pe aici. Mai e praf acolo, e o pată acolo, e așa, uh-huh. Și te puci să faci curățenie acolo. Ai o claritate mai mare. Înțelegi? Deci, e energia dinpreună e atât de puternică, n-ai cum să vezi. N-ai cum să nu vezi. Să nu fii conștient de lucrurile. Ce mai e pe acolo. Și acolo se văd toate credințele limitative cu care creștem. Da. Că trebuie să fie într-un fel, că nu e așa, că trebuia nu știu cum, că da. Iubirea că vindecă tot, dar stai că eu fac curățenie până să vindecă. Și așa mai departe. Și te pune foarte în contact cu ceea ce ești tu și nu întotdeauna este plăcut, pentru că credința mea este că dacă apare, totul se face minunat. Dar și ce să vezi, nu e așa. Înțelegi? Dar este vorba de credințe. Eu am întâlnit persoane care credeau că dacă, femei, de exemplu, că dacă se marita, viața este rezolvată și o să fie fericite. Și s-au maritat și nu era așa. Mai rău sau am înțelegi? Nu era cum se așteptau. Și e o suferință, dar nu legat de partener, este legat de ceea ce anticipase și în ceea ce credea, e același lucru. Dacă eu întâlnesc, să fie, dar este o rezolvare externă a o problemă interioară. Dacă am gândit așa, ne-am dat seama că nu mai suntem atât de singuri și că am putea trece peste orice nouă ni se pare o adevărată problemă aici, în lumea asta. Da, noi suferim foarte mult pentru că blocăm o parte din noi și nu vrem să o acceptăm, dar de fapt ele vin ca să putem să le integrăm. Să le îmbrătișeam și pe măsură ce integram aceste lucruri și inclusiv procesul acesta este foarte bine făcut, pentru că niciodată nu o să intri în contact cu un aspect pe care nu-l poți duce, indiferent de cât de greu ție. Cred că de aici e vorba aceea că nu ți se dă ce nu poți duce sau mai mult decât exact. Poți duce. E... Adică dacă ți se întâmplă ție, e clar că poți să duci. Dar e o alegere a ta. Dacă iese o emoție la suprafață, tu poți să încerci din nou să o înghiți, uh-huh. sau poți să o integrezi. Da. Dacă tu o integrezi, doare mai puțin. Dacă și continui să o înghiți, se adună cu celelalte și o să le... rebufnirile sunt din ce în ce mai dureroase, pentru că e logic, sunt mai multe. Exact, dar cu cât le adun, cu atât devine mai mare. E mai mare. Adică în loc să scapăm de ele, le mulțim. Așa. Și nu merge. Nu merge. Deci când simți că explodești, că nu mai poți face față, pune pauză și oprește-te și uite-te în da, interior. Da, uite-te în interiorul tău, ascultă emoția, lasă-o să iasă. Lasă-o să iasă, scrie, mâzgălește, uh-huh. aruncă sticle goale de apa, le calci, le bați o pernă, orice muști, țip. Lași să iasă. Te lași să plângi, dar nu în sensul de să amplifici durerea și de a o asculta și a o lăsa să iasă. O emoție atunci când este ascultată se liberează și face loc pentru altceva. Mm-hmm. Dar dacă o ții, ea mereu va vrea să fie ascultată pentru că are un mesaj pentru tine. E ca metafora aceea că este un râu care curge și tu pui un baraj. Exact. Și cu cât pui barajul mai mare, cu atât se adună mai multă apă care până la urmă sparge barajul și exact. Inundă tot. Asta sunt rebufnirile. Da. Claudia, îți mulțumesc tare mult. Dacă vrei să le transmiți un mesaj persoanelor care cred în suflete pereche și care cred că nu or să-și găsească niciodată fericirea fără sufletul pereche. Continuând cu tot ceea ce am spus până acum, uitați-vă foarte mult în interior, ascultați-vă emoții, alegeți în ce să credeți și în ce nu le luați. Dacă ceva vă deranjează, dacă o credință simțiți că vă limitează, schimbați-o. Avem puterea asta. Cât vă conectați mai mult în interior, vă conectați nu doar cu sufletul pereche, nu doar cu familia de sufletele, nu doar cu flacarea geamănă, vă conectați cu tot universul și cu Dumnezeu. Totul se află în inima noastră, în interiorul nostru, în sufletul nostru. Așa, mulțumesc tare mult. Sper să te mai vedem și în alte ocazii. Știu că ai zis că să pleci din țară, de asta am ținut foarte mult să te prind acum. Da. Și poate când te întorci, de ce nu mai discutăm și despre alt subiect? Sigur că da, cu mare drag. Vă mulțumesc tare mult. Ați urmărit Loving Podcast. Dacă considerați că acest conținut este necesar să ajungă și la alte persoane, nu uitați să-i dați un share. Cătălina am fost. Pe data viitoare!